singurii care fac gălăgie în toată parcarea. Bă, că pe om l-a trezit din somn, nu? Moldovenii. Cea mai spurcată rasa după fața de pământ. Bă, bă, nu știu s-a creat rasa asta moldovenească, oltenească. Bună o să vă fie inima, dragi oameni buni. Am avut vedere faptul că s-ar putea să știți că am o pagină de Facebook care ea este Adrian Coc și are vreo 170.000 de oameni care urmăresc 171.000 de oameni care urmăresc activitatea mea, s-ar putea să ziceți, bă, bun, și ce vrei să te dai mare, ce, nimeni nu mai e ca tine, că ești tu, că faci tu, că drești tu. Problema nu e asta, problema e felul următor. Unele mesaje pe care le primesc și unele chiar sunt jignitoare, vreau să reacționăm la videoclipul ăsta, unde îmi spune un felul salut Adriane, îți un videoclip care a fost post, plasat pe Facebook. Dacă ai putea să-l comentezi, deoarece pe acest videoclip persoana dată instigă la ură cetățenii, la cetățenii moldoveni. Dacă ai o părere despre persoanele din Moldova, dai jos din camion și îți pui în față. Despre ce te deranjează dacă ești băiat? Bă, dacă ești băiat, așa faci. Sau, dacă ești băiat, nu faci videoclipuri de așa de pui. Ca să vedem despre ce e vorba uh, Hai să-l dăm și tare Mai mare data nu vrei să-l fac De ce nu pot să-l fac mai mare data? Nu pot să-l fac mai mare data Nu, nu, nu Probabil dacă intru aici aha, 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 Stai că nu vreau să se vadă numele persoanei care a postat videoclipul Stai să mă pun așa peste că nu vreau să, să, să se vadă numele persoanei care a postat videoclipul Că nu vreau să vă peste el Să intrați pe profilul lui să-l înjurați Să Că știu, chestiile astea instigă mai departe și tot așa o Hai să vedem noi despre ce este vorba. Nu vreau să reacționez, dar ca să vedem ea. Singurii care fac gălăgie în toată parcarea. Bă, înțeleg că pe om l-a trezit din somn, nu? Moldovenii cea mai spurcată rasă după fața de pământ. Bă, bă, nu știu s-a creat rasa asta moldovenească, oltenească, de noi nu suntem toți români, bă, ai suntem noi, bă, dacă ne dușmănim noi între noi, bă, ca nație suntem cum suntem. Da, păi să te mai gândești, bă, spurcată nație sau, spurcată rasă. Dacă noi între noi românii ne-am dispersat, nu că la e oltean, că la... e altă nație, e alt model. Nu că ăla e ardelean, că ăla nu ce, ce, ce pretenții să mai avem despre altceva. Probabil, într-o oarecare măsură, o fi trezit din som, S-o fi trezit o lomocită așa, știi? Și ăsta e rezultatul, oare? Și cea mai pervers? Și cea mai pervers? Ăsta are două șanse. Unu, ori i-a dat lumeva asta ca vreun moldovean în bubă de toți. <laughs> Ori nu a întâlnit până acum băieți de la Moldova, eu vă spun drept, eu mâncam, beam cu ei pe parcare, adică nu, nu pot să fiu în halul ăsta. Și tin să cred că zi, gândirea asta, gândirea asta clocită, n-are ce căuta la un șofer profesionist. Din cauza datului că gândește și tu felul următor. Bă, faci mii de kilometri, bă, faci, vezi toată Europa. Ar trebui să ajungi în punctul în care, la un moment dat, să zici, bă, ăsta n-ai cum să... Că nu ai cum să zici că toți moldoveni sunt așa, toți olteni sunt așa, toți ardeleni sunt așa, tot aia așa, tot aia așa. Din punctul meu de vedere și modul în care gândesc eu, cam așa ar fi criteriile pe care mă ghidez. Am întâlnit oameni cu care pot să bei o bere, români, că români suntem toți, nu există moldovean, ardelean și pentru mine cel puțin, că te mândrești tu. De exemplu, eu n-am mândria asta de a fi oltean foarte mare, nu știu dacă văzut-o și dacă folosesc eu că eu sunt oltean, că nu știu ce. Mândria asta de a fi oltean mare, oltean ce sunt eu, la mine nu o văd a fi mare fală că gen, știi? Hai să încerci mai departe. Hai bagi în casă, le dai să mănânce și te vinde la primul cur A, a zis, bă, a zis o pe aia cu te vinde. Bă, ăsta e un fel de apucătură de șofer din la interlop care te vinde la gardă. Înțelegi? Am mai văzut felie deja pe TikTok, sunt foarte mult. Că fapte, nu vure, că te vii de la gardă, că te-a dat pe sfoară, că te-a trădat, că te vine în legătură cu ce? Nu știu, îl bagi în casă și îl pui la masă. Dacă îl bagi în casă și îl pui la masă, dai dovadă că ești om. Nu știu că neapărat îl bagi în casă, îl pui la masă, ca după să ai cu ce să-i reproșezi. Nu în legătură cu ceva. Omor cum? Din ce spune că îl bagi în casă, îl pui la masă și te de A pățit ceva, are vreo traumă ceva cu moldoveni Sigur vrunul, cel puțin vrunul, i-a făcut ceva rău de tot Nu știu dacă și el e moldovean, dar nu cred că e moldovean mai mult sigur e? Probabil o fi fugit de vasa cu vreun moldovean Trebuie să reușim să-l înțelegem cumva sau măcar să încercăm Asta sunt moldoveni, erau 3-4 acolo unde joacă ăla Ba, acum că stă omul și mai bea Și așa viața este grea, cred că mai urât e să stai în după perdea, că după perdea scoase telefonul și filmează. Mai urmă să stai după perdea lăbindu-te de trei ori pe zi, decât să ieși în parcare, pentru că șoferii suferă de o boală nevorbit. Nevorbit, mai scris pe comunitate, ești nevorbit. Și chiar dacă unii sunt destul de ipocriți să nu recunoască faptul că simți plăcere să vorbești cu cineva, nu știu dacă ați vorbit cu cineva de-a lungul timpului așa, și după ce... Ai vorbit cu el, nu știu, parcă ai simțit o plăcere că ai comunicat cu el, după ce ai terminat dialogul cu acea persoană, ai simțit, nu știu, parcă am făcut plăcere să vorbesc cu omul ăsta, știi? Cred că e mai păcat de tine, mă, viața, când te dai jos și bei o bere și stai în camion și te uiți pe superdea și scoți telefonul și filmezi, decât de ei, că până la urmă, și nu văd, nu se aude cel puțin pe microfon, ia să ascultăm nu se aude absolut nimic muzică, sau aude să zică că, că deranjează. Din ce văd, nu e camion lângă camion, este foarte departe, are undeva la peste 50 de metri de camion de astea două, știi? Și bă, dacă eu nu, cel puțin, cred că n-ai nimerit tu cum trebuie. vezi cum e la polonez, că ea beau, da pici pe aici să bat. Probabil mai zic că a între noi, dar acum pădure fără scături, Cum ar fi eu să mă uit la videoclipul în zic Ia uite șofer de tine, au te ne fac de râs prin parcări. Ia te, șofer, te hal de șofer de tine, ne fac de din parcări prin Europa. Ia te râsul lumii, pe asta să fii șofer de tine. Nu mai are omul să mai bea o bere prin parcare ca gata, scoate-o telefonul super de și, și filmați. De multe ori mă feresc, mă pun în parcăr, de multe ori mă duc în parcări să mă pișc, mă pișc în boschit. Ca asta nu se opreze niciodată. Asta cu pișatul la boschit ca șofer de tir, vine la pachet cu adresatul profesional sau cu da tahograf. Mă uit stânga, dreapta, ca să nu scoată vreun telefonul să mă gândesc că mă apoiază pe, 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 pe 5-10 grupuri sau pe 5 Nu mai poate omul să mai bea o bere că e oldean, că e moldovean, că e ardelean, că e altă nație. Sunteți români, bă, toți, până când o să uh, reușiți să treceți peste uh, această. Ra peste acest rasism într-o oarecare măsură, luptele între oameni se vor înceta niciodată. Ești român și tu ca și el. Ești român și tu și nu e moldovean, nu e ardelean, nu e, nu e, ești plimbat prin toată Europa. Trebuia să fii destul de deschis la minte încât să vezi. Sunt englezi oameni de calitate. Sunt englezi care nu prea sunt de calitate și sunt rasiști și ăștia. Că sunt și ei rasiști. Suntem noi rasiși la noi în țară, bă, da păi să și în Europa. O chestie bună care îmi place în Anglia, din punctul meu de vedere, în Anglia nu este rasism. Din cauza faptului că sunt fo suntem foarte mult mixați și ăștia au, au trăit atâția ani cu imigranți în așa fel încât e o normalitate pentru ei să trăiască cu imigranți. Adică în normalitate pentru ei să spui că ești român. Deci mă duc în benzinărie să alimentez cu motorină și indian sau pakistan și vorbește indiană sau pakistan, eu știu, nu știu ce limbă e. Dar nu mă deranjează. De multe ori priveam eu cu scepticism faptul că trebuie să vorbesc românește și mi se părea așa nasol că zic, bă, dacă oamenii ăștia au cred că vorbesc despre ei, știi? Tot așa din obrazul meu. Hai să vedem mai departe ce poate să mai spun nou. S-a băgat în camion și a tras perdelele. Bă, o să se tură de beutură, beu și el două, be... băi, mai măi, trist, ce vă spun. Este mai trist să fii antisocial și să judeci tot ce e în jurul tău decât să te ai jos să dai mâna. Te duci frumos că dacă te deranja muzica, bordai altă situație. Bă, băieți, hai noroc. Beți o bere. Puteți să-și da un pic muzica, în timp că mă trezim de mie de ce zic? Dacă e, dar tu nu te dai jos tocmai din cauza altui, că te frică de la bătaie direct, că tu aia cauți, nu scandal. Dacă te dai jos cu atitudine care nu caută scandal și care. Dar eu nu-i văd cel puțin sau de pe microfon ca având muzica prea tare, ca în așa fel încât să te aranjeze. Ăsta i-a luat la ochi, probabil de când s-au oprit în parcare. Ia uite și așa, beau. Bă, până la urmă, ori, ori, și dacă beau, nu mai voie să mai beau o bere, bă, și așa să stai pe de luni de zile, poate că cine știe. Oamenii muncesc, că e greu pentru ei să întreb. Și unul era în mașină. Bine că nu bătuși la ușă să le faci poză, să-i postezi pe grupul, să spui, uite, și azi moldoveni, ăștia ne fac șoferia de râs, ăștia ne slabă speță, nu știu, nu pot să... Nu, cel puțin pentru mine nu există uh, chestiile astea rasiale, că tu ești moldovean, că tu ești ardenan. Mă întâlnesc cu oameni buni și cu de 3-4 persoane pe zi aici în Anglia și este departe de mine gândul să mă gândesc că am întâlnit cu moldoveanul ăla, că nu știu ce. Gând... Sunt oameni de calitate peste tot. Dar prostia e că tu nu vezi decât non-calitate. Și când nu vezi asta, cauți în fiecare om. Bă, nu cauți în fiecare om asta. Adică vezi camera asta? O să te bucur de ea că filmează bine dacă vrei să o vezi ca și când filmează bine. Dacă vrei să o vezi, o vezi că e murdară? O vezi numai că e murdară, bă, viața mea. O vezi numai că e murdară pentru că tu asta ales să vezi. Asta ales să vezi. Dacă nu ales să vezi asta, ales să vezi că e, vezi nouă la vezi că e un GoPro Hero nou. Și ales e, ce vrei tu să alegi să vezi în viața asta. Despre asta este vorba, n-am îndoială. Ei, doar ei beau. Bă, mă um, frustra pe oamenii care beau, mă, sau care, care e problema, că nu înțeleg. Bă, există mult mai multe rele pe pământ pe care le fac oamenii decât să beau un pahar, să dea drumul puțin la muzică și îi văd, au scaune în fața aici, în fața volvului, văd două scaune, au o măsuță ridicare și capota sus, bă și o beri și dacă beau nu văd bă că bă există mult mai multe rele pe care le fac oamenii pe momentul ăsta, violuri, uh, furăciuni, când mai e voie să mai bei o bere în parcare, uitați-vă, pe judecați în felul următor, este un Volvo și o scania, de ce s-o la bătaie pe faptul că la e fan Scania și ăla e fan Volvo? <laughs> în toată parcare au țârpat până acum pe aici, au se pas, ar vrea să fie oltean. Vreau să fie oltean, da. La, au băgat muzică, au dansat. Mai târziu o să se ia la bătaie, că așa fac moldoveni. Băia mănâncă, se ia la bătaie. Bă, viața mi-a zis să nu mai filmezi o chestie de genul. Nu te duc nicăieri și mai ales ai încercat să postez pe grupuri de socializare. Nu știu ce să zic, n-ai făcut decât 59 de vizualizări. Bine că nu-ți prinsăi. E că nu spui să profilul să vadă multă lume, să îți intre să-ți dea cu ei Nu e de filmat chestiile astea. Nu sunt de filmat. Eu știu că ar fi deranjat din som Deci să înțeleg și pe tine din alt punct de vedere. Că te fi deranjat din som și ai fi zis, bă, scârbit, ai fost tu obosit. Încerc să înțeleg și varianta ta. Dar și să filmezi, nu cred că e cea mai bună alegere. Mai bine de jos, aici, este bă, man, sunt, și, sunt, și obosit. Uite așa, așa, știi? Decât să fi filmat. Ca acum, uite, dacă vor gălăgie de dragă, da? Că nu telefonul filmat și că se rezolvați ceva. Îi pus pe grup că se rezolva ceva. Nimic, absolut nimic. Păi de dai jos, te spune că vrei să dori și tu, știi? Cred eu că. Cea mai joasă speță după lume. Ha, hai că, hai Cea mai joasă speță, bă. e greu să spui chestiile astea. Bă. Astea sunt zis, sunt vorbe nemăsurate, mă, hai să ne mai și măsurăm vorbele, bă. E greu, ce, e greu de digerat pentru mine ce reușești să zici acolo. Eu te înțeleg, înțeleg faptul că în cel mai rău caz au trezit din somn urlând și izbierând și punând muzică. Asta înțeleg eu din videoclipul tău. Dar tu ai îngroșat oră, tu ai ridicat oră, deci nu te-ai jos te bas ei că văd că aia practic. Ți-a fost frică că au fost trei, probabil că te dai jos. Dar eu cred că nu fai tu rezolva problema cât... Te duceai și vorbeai frumos, ce faceți o colegiul? Bem o bere? Bei și tu o bere cu ei dacă era nevoie, dacă să putea dacă avei cu cine dacă. Dar în stilul în care tu începi videoclipul și spui că îi bagi în casă, îi pui la masă, tu din start nu-i dai nicio șansă omului. Din start gândind așa îi bagi în casă, îi pui la masă și te vinde la orice cul, nu-i dai nicio șansă omului. Tu treci la categorie pentru că tu imediat ai sertarul făcut. Moldovean și acolo ai descriere. Adică moldovean sta așa, 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 așa. Din cauza faptului că tu ai categoria făcut așa, bași pe toată lumea aceeași oală, lei îl bași la moldoveni și gata, la moldoveni tu ai deja descrierea. Tu știi tu cunoști toți oamenii, nu-i dai omului șansa să se valorifice în ochii nu-i dai omului niciun fel de șansă, direct îl bași la categoria moldovean și gata, ai terminat bulciu. Din punctul meu de vedere, slabă speță ca noi șoferii, deci de, mă, pe măsură ce trebuie timp parcă mă, mai tare mă scârbesc. Noi suntem buni într-o oarecare măsură să scoatem telefonul după perdea să filmăm anumite chestii, să ne punem pe rețelele socializare. Când vine vorba de o pană, nu ne ajutăm între noi, că nu ne mai ajutăm, că dă-l mă împis, da mă știți să-și repare că mă multănesc pe mâini. E tăcă, e tăcă, e tăcă, Nu mai este colegialitatea ce a fost toată meseria asta, șofer de tir. Și când mă refer la colegialitate, mă refer stil la faptul că la un moment dat eu credeam că șoferi de tir sunt ca taximetriști. Când auzei prin orașe taximetriști, ca să te ceri cu de la prin stație și în 10 minute erau 30 de taximetri lângă tine. Și nu mai aveai tu chef de ceartă, gen, știi? Eu așa credeam într-o oarecare măsură până ajunge în acest domeniu că asta înseamnă colegialitate în această meserie șofer de tir. Dar, na, eu cred că colegul probabil o să realizeze la un moment dat când o să întâlnească și modoven de treabă, cu care probabil o să bea și el o bere și o să schimb pentru o oarecare măsură, sperăm că gândirea și punctul de vedere în ceea ce reprezintă uh, românii, nu moldovenii, că nu există pentru mine, nu există moldovean, ardelean, bucoviștean, timișorean. Că dacă ar exista, asta înseamnă că ar trebui să existe englez, spaniol, tot așa ar trebui să ne uităm între noi cu colțul ochiului, că ăla e nu știu cum, ăla e altă nație, tot așa. Cazul în care v-a acest vlog, vă să scrieți o părere ce părere aveți despre situația de față. Mă bucur că nu prinse numele lui, că nu vreau să intrați pe el, pe grupuri și sau pe unde pe în privat să-i scrie să-l înjurați. Stimă vă Da să vă abonați și apăsați clopoțelul în cazul în care vreți, bineînțeles, pe noul meu canal de YouTube, care arată în felul următor, unde mă chinui să fac și o 10.000 de abonați. Cam atât vreau să vă vă pus vă doresc o zi minunată!